atunci nu mai vreau să înțeleg. Am terminat școala rusă. Nu bulgară, nici română. Și de el vorbea cu mine din băgul român. Și totuși, cum să vă spun eu, aveam ochi așa. Unde-i fac asta? Aha, așa, da. Și eu am înțeles că am văzut un domn, Victor Mare, un domn foarte așa. Și acum, Victor e cu întrebare, face abstract. Mă, vedere, fumeata, pune pânză pe bol, așa, da. Și face ceva niște minuni, cu niște posibilități noi, pentru că produce acum definite vaccine foarte interesante. Nu se vede că a fost bogată cu diferite direcții în artă. Pentru că chiar Rusia avea niște centri fantastice atunci. Unii de la Vologda, în altă direcție a fost la Vladimir. Deci când se adunau pictorii din toate colțurile deci, țării atunci, la Moscova, undeva în niște țări mari, ca să fie mai diferite, ca să nu fie chiar în, cum să vă spun, să mă salvați un pic, ștampovane, academismul, academiști, să nu fie academiști. Grecul a fost cel care s-a ridicat ca să fie altfel, pentru că a fost de aici și gândurile lui a fost diferite și tradiția, chiar poporului sau națională, cum să spun eu, a fost altfel, de aceea el făcea niște picturi foarte interesante, picturi de Cielului și Moscovei, care ținea la cei care aveau curaj, totuși, aici a fost presat. Pentru că avem noi ideea asta care ne mănâncă până acum și... Deci aici am expus cu doamna Tamara, de ce tipul de aproape 53 de ani, sau chiar 55, din diferite perioade creația a fost produs mult. Iată, o trebuie, peste tot, în Germania. Trebuie că și la Israel, da, în România, da, în Uniunea Costă, la Universitatea, peste tot. Leningrad, Moscova, cum se cheamă? Am văzut la Erevan, armenii, au făcut pentru unul sarian, de o parte, pe partea costă, au făcut o pădire mare, unde sunt adunate toate schițele, toate picturile, toate ideile care avea mare desăneam, poate o să. De fapt, eu cândva a salvat lucrarea lui Grecu la Moscova. În ce sens? A susținut că să trece la comisia Martiros Salian, a ajutat pe Mihaelul Grecu atunci. Asta a fost 61 sau dacă nu sunt 60. Mă rog, Grecu a făcut lucrarea foarte interesantă, să-mi dea fetele din cea de lungă, din sud. Deci, de atunci, ea venea des la Chișinău și a pozat pentru unii pictorii noștri. Deci, a pictat și Vieru, Igor Vieru, am văzut, pictat. Și Romanescu, și nu știu pe cine. Și a fost un Sebastian, tot a pictat pe Efimie, doamna Efimie. Aici, haideți mai la distanță. Da, să vă arăt ceva foarte interesant. Citim. Efim. Da? Da. Efim. Grec, un semnătorul grec. Asta a fost semnătorul. Rudă lui Aurel Danil. Și da? El a scris, da, nu e lui. Interesant, nu? Haideți, filmați și azi, pentru că e foarte interesant. Totuși, cum e pocer pentru mână? Semnătură. Semnătură, scrisă. Deci ce fel de șasiu? E foarte veche, săracă.
Ce fel de lemn? Vezi? Vezi? Mă iertați. Ia ridicați mâna, care au dat test în ultimul la istoria artei cu Albrecht Dürer, Germania și Olanda? Țineți minte, eram întrebare acolo la test. Argumentați discreditura lui Albrecht Dürer. De ce? De ce este? După ce voi nu știți că asta este? Da. Și voi de-am ați văzut cu ce, da? Dacă vezi, aici este și lăsia deci, lucruri. Deci, eu mă fac așa. De acolo ce era? A și D. Albrecht Dürer, da? Fiecare acolo are ceva. Foarte interesant. Are rădăcină, are și are... Nu știu, pictura pe sara de anul ăla, nu venea să așa. Și atât de-am dat după Van Gogh, după Celebre Romani, după Gauguin, după... Vedea nouă, vetul a fost apropiat ca să vedem ce pasta aici. Pasta, toată așa, gros, dar în blanc cumva, nu? Pasta asta, uite, jocul lorilor, diferit, gărșoc, pardon, ucior, uite, nu am vrea să... Foaia soarea mea, după Gogh, după Gauguin, a? Atunci, în oraș, el avea deja 50 de ani. A fost și eu, deci, în trebuie de lucru. Am simțit ceva când nu e bun, pentru că s-a dat altă pierdere. Dar a fost viață deja. Și țelele s-au înfiat. Și am venit și am stat. Și l-aveam afară, la zăpadă, a fost ceva. Minus 10, da, nu? Normal, da? Din lampa pierdute, la minus 10. Și am să mă dat în Dumnezeu cu asta. Și eu sunt foarte mândru, dar nu e. Și lucrarea asta e găsit. N-are n-a pierdut nimic. A fost salvat. Nu știu cum ești. Că uite, rezistă și acum. Și nici o picătură, nici o... Cratiu, nimic. Cum a făcut cu ecu așa și este. Da, frumos! Voi să vedeți aminte foarte frumos de la de azi, nu? Ne-a văzut cei care au fost la dușmani, dar cu tine ei s-a văzut ca frumos. Ea știe în miseria asta, ce ești, cum te simți, mă, aici ca frică. Bine, atunci, vă lăsăm în pace, mulțumim încă o dată. Eu sunt foarte mândru că am făcut legătură cu norul. Da, norul. Pentru că noi suntem cu vechiul din sud, din sudul ăsta. Dar voi ați venit din norul. Este băiatul Hristos, iată, e stabil, nu... Ea așa mai e de bra, e... Fetița iubește arta foarte mult, e fără arta. Mă bucur că...